Bună ziua și bine v-am regăsit la Telejurnal. Suntem pe TVR Moldova și TVR Info. Să vedem principalele subiecte ale acestei ore. Primele 5 camioane cu lemne de foc, cumpărate la un preț preferențial din România, vor ajunge astăzi la beneficiarilor din sudul Republicii Moldova. Anul trecut, peste 1000 de copii au fugit de acasă. De cele mai multe ori, vinovate pentru această situație sunt lipsa de comunicare între părinte și copil sau influența nefastă a anturajului. A 20-a ediție a expoziției fabricată în Moldova aduce în fața publicului cele mai apreciate produse de la peste 300 de companii autohtone. Primele 5 camioane cu lemne de foc din România au ajuns astăzi în Republica Moldova. Este o parte din cantitatea de masă lemnoasă cumpărată de autoritățile de la Chișinău la un preț preferențial pentru a fi distribuită gratuit unor categorii de cetățeni. Cine sunt primii beneficiari, ne spune colega mea Nadia Mihuță. Bun găsit! Lotul de lemne a ajuns în această dimineață la punctele vamale Costești, Stânca și Leușeni, Albița. E prima tranșă din lotul de 2100 de metri cub de lemn cumpărat din România cu sprijinul Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați. Mai multe camioane vor ajunge la prânz la câteva primării din sudul Republicii Moldova. Primii beneficiari sunt locuitorii din satele Baimaclia și Tartaul din raionul Cantemir. Vor primi lemne de foc gratuit veteranii de război, pensionarii de peste 70 de ani, persoanele cu dizabilități, familiile care au la întreținere persoane refugiate, dar și centrele de plasament. Lemnul de foc a fost cumpărat din România la un preț preferențial. Deși au trecut 2 luni de iarnă, mai mulți cetățeni care au dorit să procure lemne de foc de la stat și s-au înscris pe listele de așteptare încă nu și-au primit lemnele. Cu mai multe detalii revenim în jurnalul de la ora 18. Cam atât de deocamdată. La revedere! Nadia, îți mulțumim, continuăm cu alte știri. Situație neclară legată de furnizarea energiei electrice către societatea Apă Canal Chișinău. Consilierii municipali au fost convocați din nou în ședință pentru a găsi banii necesari stingerii datoriei de peste 73 de milioane de lei pe care o are întreprinderea la furnizorul de electricitate Premier Energy. Asta după ce au depus o sesizare prin care cer comisie pentru situații excepționale ca societatea Apă Canal să nu rămână fără curent și astfel să lase întregul oraș fără apă potabilă. Între timp, purtătorul de cuvânt al Premier Energy, Vasile Gribincea, a declarat pentru TVR Moldova că nu este clar deocamdată cum vor evolua lucrurile și dacă societatea s-a va tăia curentul pentru furnizorul de apă. NATO este alături de Republica Moldova și ne va sprijini în procesul de consolidare a capacităților de apărare. Dovadă e și asistența sporită care a fost aprobată ieri de cartierul general al NATO la ședința Comitetului de Parteneriat și Cooperare de Securitate. La eveniment a fost prezentă și o delegație de la Chișinău care a avut o întrevedere cu asistenta adjunctului secretarului general al NATO. Anunțul despre pachetul aprobat de cartierul general al NATO a fost făcut de ambasadorul Republicii Moldova în Belgia, Viorel Cibotaru. Pachetul amplificat al programului de consolidare a capabilităților de apărare reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de cooperare a Republicii Moldova cu NATO și una dintre cele mai importante forțe motrice pentru reformarea sistemului de apărare și securitate al țării noastre. Experții în securitate spun că această etapă este foarte importantă în relația dintre Republica Moldova și NATO. Cred că este binevenit pentru noi, adică asta înseamnă că deși NATO ne ajută să ne construim capacitățile noastre de apărare. Asta ar însemna, spre exemplu, pe diferite domenii, spre exemplu, nu știu, domeniul medical poate fi, domeniul comunicației și informatică. Inclusiv, nu știu, poate fi deci, pentru consolidarea capacităților de mobilitate a forțelor sau a protecției forțelor. Nu este neapărat că vom primi sau ne vor da armament. Eu nu cred că deci e cazul ăsta. Încă în 2014, la summitul din Țara Galilor, deci a fost Moldova aderat la proiectul Defense Capacity Building, adică consolidarea capacităților de apărare.
O nouă șansă la viață pentru pacienții în stare gravă din Republica Moldova. Aceștia vor putea fi transportați în timp util la unitățile medicale cu elicopterele SMURD, ce vor ateriza pe 4 platforme noi ce urmează a fi construite în preajma a 4 spitale. Despre ce instituții medicale este vorba, vă spunem în telejurnal. Numărul copiilor care au plecat de acasă în Republica Moldova crește alarmant. Anul trecut au fost înregistrate peste 1000 de cazuri, cu 267 mai multe decât în 2021. Cele mai frecvente abandonuri au ca motiv lipsa de comunicare dintre părinte și copil, dar și influența nefastă a mediului din care face parte. În 2020 s-au înregistrat 810 cazuri de copii care și-au abandonat domiciliul, iar în 2021 numărul celor fugiți de acasă a crescut până la 823. În 2022 au fost cu 267 de cazuri mai mult. Cei mai mulți dintre copiii fugiți de acasă au fost găsiți în decurs de 24 de ore din momentul sesizării. Sunt însă destule cazuri când a fost nevoie de mult timp. Din nefericire, doi au fost găsiți decedați și s-a stabilit că s-au sinucis. În urma analizei care am elaborat-o pe parcursul anului 2022, s-a stabilit că cei mai implicați copii în cazurile de fugă de la domiciliu sau din instituțiile de plasament sunt copii cu vârstele cuprinse între 13 și 16 ani. Cel mai des copii fug de mediul urban și prevalează după gen fetele. De multe ori, copiii ajung victime ale infracțiunilor sau chiar sunt implicați în comiterea acestora. Prevalează infracțiunile privind viața sexuală, dacă să ne referim la infracțiunile comise împotriva copiilor. Dar deseori, atunci când ei sunt în mediul stradal, comit infracțiuni patrimoniale și aici vorbim de furturi, jafuri și alte. Printre cauzele care stau la baza abandonului familial este lipsa comunicării între părinți și copii, prezența mediului vicios în familie și influența anturajului. Frecvent copiii fug atunci când au parte de violență, de abuz, de toate tipurile în familiile lor de origine. De asemenea, fug pentru că nu se simt înțeleși sau au iluzia că în stradă vor avea parte de libertate și vor lua propriile decizii, dar vor fi cumva în afara constrângerilor și a regulilor parentale. Copiii din familii social vulnerabile ajung deseori în centre de plasament temporar. Va putea beneficia de un șir de activități și servicii specifice, așa cum este asistența socială, asistența psihologică, asistența în pregătirea temelor pentru acasă, încadrarea în mediul social și, nu în ultimul rând, în reintegrarea în mediul familial. Mulți copii fug și din centrele de plasament și ajung din nou în stradă. E un efect nefericit al lipsei de educație, de comunicare, supraveghere și empatie pentru nevoile lor. În majoritatea cazurilor, copiii ajung la psiholog sau asistentul social pentru a stabili motivele. Alături de ei ar trebui să fie și părinții. Părinții trebuie să-și cunoască copiii. Părinții trebuie să comunice cât mai frecvent cu copiii lor, să cunoască stările emoționale pe care le experimentează, să cunoască frustrările copilului. În prezent, poliția caută 9 copii fugiți de acasă din diferite motive. Schimbări la aeroportul internațional Chișinău. Va fi amenajată o parcare unde taxiurile vor aștepta să preia pasagerii după principiul primul venit, primul servit. Anunțul a fost făcut de ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care spune că astfel va fi eliminată aglomerația din fața terminalului. Totodată, prin această schimbare, se vrea demonopolizarea serviciului de taxi. Până acum, firma care administra aeroportul avea contract cu un singur operator. Pasagerii care ajung la aeroportul internațional Chișinău sunt așteptați acum de 10 de șoferi de taxi care își propun serviciile uneori la prețuri exagerate. Toți sunt de la o singură companie, ale cărei mașini pot staționa în zonă conform unui contract încheiat cu administrația aerogării. Restul taximetrelor pot doar staționa la plecări sau la sosiri și deseori se creează conflicte între conducătorii auto. Șoferii de taxi care se bucură în prezent de privilegii nu prea au vrut să stea de vorbă cu
echipa de filmare a TVR Moldova. Nu pot vă spun nimic, nu. Dar iată, ce părere aveți? Ar trebui doar o singură companie să fie sau mai multe? Dar eu nu vă... Corect, așa să fie normal. Să fie ok. Considerați că este bine și pentru pasagerii care ajung acum? Da, eu socot că da. Pasagerii spun că această inițiativă este binevenită, mai ales că prețul pentru o călătorie cerută de șoferii de taxi din aeroport este uneori exagerat. Eu am circulat alea, că mai alte, șed mașinile în rând, s-a venit aici, s-a suit pasagerul, a plecat, altă mașină din urmă și a plecat. Aici te duci, ei te aleg pe tine, nu tu alegi. Dar prețurile cum vi se par la acest? Sunt ridicate tare. Ministrul Infrastructurii susține că sunt în desfășurare mai multe întâlniri cu reprezentanții companiilor de taxi, iar schimbările propuse ar urma să fie implementate în cel mult o lună. Contractul nu poate fi prelungit, ori el nu a fost semnat. Administratorul de la Avia Invest, care a fost numit de guvern, a analizat cea mai bună practică și s-a creat un regulament aprobat. În baza acelui regulament, toate companiile de taxi vor avea acces pe peron la aeroport, astfel ca să nu mai fie acel monopol. De cealaltă parte, Avia Invest, compania care administrează aeroportul, afirmă că în prezent nu ar exista un monopol în prestarea serviciilor de taxi. Afirmațiile despre monopolul existent la aeroport privind serviciile de taxi sunt un fals. Toți pasagerii pot să folosească orice serviciu de taxi disponibil în țară. Cât privește noul regulament privind prestarea serviciilor de taxi în perimetrul aeroportului, varianta finală a acestuia urmează să fie implementată în decurs de 2 săptămâni, după dezbaterile cu ANTA și transportatorii autorizați. Reprezentanții companiei de taxi care are contract cu administrația aeroportului internațional Chișinău au spus că vor veni ulterior cu o reacție. După o întrerupere de 2 ani cauzată de pandemie, expoziția Fabricat în Moldova revine la Chișinău cu o ediție jubiliară. Câți participanți sunt așteptați în acest an și ce alte noutăți se aduce această manifestare, aflăm de la Natalia Chicu. Natalia, bună ziua, te ascultăm! Bun găsit! La ediția din acest an Fabricat în Moldova participă peste autohtoni din toate regiunile Republicii Moldova, dar și din toate domeniile de activitate. În premieră, în acest an, participă și peste 40 de companii noi. Expoziția Fabricat în Moldova este organizată în 2 pavilioane de la Moldexpo. În pavilionul central își expun produsele întreprinderile din sectorul agroalimentar. Astfel, aici pot fi găsite produse de panificație, cofetărie, brânzeturi, iar în cel de-al doilea pavilion își expun produsele întreprinderile din domeniul industrial, unde pot fi găsite produse textile, mobilier, cosmetic și produsele realizate de către meșterii populari din Republica Moldova. O noutate din cadrul ediției din acest an Fabricat în Moldova este și organizarea unui forum în domeniul vitivinicol, unde participă reprezentanți din mai multe țări, cum ar fi România, Italia, Belgia, Spania, Franța, Polonia, dar și Turcia. Evenimentul, mai exact sloganul evenimentului din acest an, este Fabricat în Moldova, fabricat pentru tine. Scopul acestuia este de a promova producătorii autohtoni, produsele autohtone la prețuri direct de la producători, aspete despre produse de calitate, iar un alt scop este și de a atrage noi investitori. Astfel, în acest sens, chiar în aceste clipe, tot aici, în cadrul evenimentului, se desfășoară și Forumul Economic Moldo-Român, la care participă peste 170 de oameni de afaceri de pe ambele maluri ale Prutului. Mai exact, este vorba despre 70 de oameni de afaceri din România și 100 de oameni de afaceri din Republica Moldova. În cadrul acestui forum, aceștia vor avea și întrevederi bilaterale pentru a discuta despre potențialele domenii de afaceri, despre afaceri, despre relațiile bilaterale și dezvoltarea acestora, dar și de atrageri noi investiții. Asta în contextul în care România este principalul partener comercial al Republicii Moldova, iar anul trecut schimburile comerciale dintre cele două țări s-au ridicat la peste 3 miliarde de dolari. Vreau să spun pe final
că expoziția Fabricat în Moldova ediția 20 se desfășoară în perioada 1-5 februarie, iar pentru a facilita accesul vizitatorilor la eveniment, organizatorii s-au gândit în acest an să organizeze și transport gratuit. Acesta va porni de la stația de lângă Parcul Public Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Chișinăului. Acestea au fost informațiile. La revedere! Natalia, îți mulțumim pentru toate aceste detalii. Continuăm telejurnalul. Numărul persoanelor reținute în dosarul de contrabandă cu țigări de la aeroportul internațional Chișinău se ridică la 4. Serviciul Vamal a declarat că suspecții au vârste cuprinse între 26 și 41 de ani, iar printre ei este un angajat al Poliției de Frontieră și un funcționar din cadrul serviciului Vamal. Oamenii legii au făcut percheziții la domiciliile și în automobilele acestora, iar procurorii urmează să decidă dacă vor aplica măsura de arest preventiv. Amintim că primele rețineri în acest dosar au avut loc în data de 11 decembrie anului trecut, când în bagajele unor pasageri de pe cursa aeriană Chișinău-Londra au fost găsite peste 120.000 de țigări. Pacienții în stare gravă vor avea o șansă în plus la viață după ce se vor construi platforme pentru aterizarea elicopterelor SMURD în preajma 4 spitale din Republica Moldova. Prima instituție medicală care va beneficia de un heliport modern în acest an va fi Spitalul Republican Timofei Moșneaga din Chișinău. Chiar aici va fi construită prima platformă pentru aterizarea elicopterelor medicale. Este la doar 5 minute distanță de Spitalul Republican din Chișinău. Astfel, pacienții în stare gravă aduși pe calea aerului vor ajunge mult mai repede în grija medicilor, ceea ce va însemna mai multe vieți salvate. La Spitalul Republican sunt aduși zilnic pacienți din toate raioanele Republicii Moldova. De cele mai multe ori sunt transportați cu ambulanțele, un astfel de drum putând să dureze și 4 ore, dar chiar și atunci când sunt aduși cu un elicopter SMURD la Chișinău, se pierde timp prețios cu transferul lor până la unitatea spitalicească. Anual, prin cu ajutorul serviciului elicopter, prin intermediul serviciului SMURD, se aduc nu atât de mulți pacienți, trebuie să recunosc acest lucru, și pacienții care se transferă prin elicopter, ei aterizează la stadionul Dinamo, ceea ce este foarte departe. Și ar trebui să răspundem la întrebarea cât durează un transfer de la stadionul Dinamo până la Spitalul Republican, ceea ce depășește mult peste jumătate de oră. Unele intervenții chirurgicale complexe, cum ar fi transplanturile de organe, sunt realizate doar la această instituție medicală și de aceea un heliport în apropierea spitalului va fi de mare ajutor. Un potențial donator de organe se poate afla oriunde pe teritoriul țării, nord, Briceni, până la Giurgiulești, în sudul țării, care în timp de 1-2 ore aceste organe trebuie aduse la noi. Și nicio altă cale, absolut nicio altă cale nu ar fi posibilă decât prin transport aerian. Un alt heliport va fi construit și lângă Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, iar alte două la spitalele raionale din Cahul și Bălți. Toate ar trebui să fie date în exploatare până în luna septembrie. Sunt suficient de mari pentru aterizare și decolare în siguranță, echipate cu iluminare pe timp de noapte și cu toate condițiile de siguranță respectate. Alte obiective sunt instruirea paramedicilor, Inspectoratul General pentru situații de urgență, instruirea continuă, instruirea salvatorilor și pompierilor, care urmează să fie făcută în decursul acestui an pe un poligon modern în județul Iași, România. Și la fel dotarea cu autospeciale de prim ajutor și descarcerare. Construcția heliporturilor va costa peste 4 milioane de lei, bani prevăzuți în bugetul proiectului transfrontalier România-Republica Moldova. Datorită proiectului SMURD demarat în Republica Moldova în 2014, s-au desfășurat peste 13.000 de intervenții terestre și 125 aeromedicale. În prezent însă, elicopterele medicale din România pot ateriza doar pe stadionul Dinamo, din apropierea Institutului de Medicină Urgentă. Înainte de proiectul SMURD, autoritățile Republicii Moldova au mai încercat să construiască o platformă pentru aterizarea elicopterelor pe acoperișul Spitalului de Urgență, dar facilitatea nu a fost dată în exploatare. În pofida bombardamentelor rusești asupra Kievului și a condițiilor în care trăiesc locuitorii orașului, oamenii se gândesc și la animale pe care le protejează cât de bine pot. Un exemplu este și cel al gorilei Tony de la grădina zoologică din Kiev. Întreaga poveste o aflați în câteva minute.
Franța va mai trimite încă 12 obuziere de tip Cesar în Ucraina. Anunțul a fost făcut după întâlnirea de la Paris a ministrului francez al apărării cu omologul său ucrainean. În cadrul ajutorului militar, Franța este dispusă să instruiască pe militarii ucraineni să zboare pe avioanele sale de luptă. Deocamdată nu se pune problema ca aliații să trimită aparate de zbor, dar este o chestiune pe care nici președintele Joe Biden nu o mai respinge categoric. S-a încheiat greva de o săptămână a profesorilor din Ungaria. În urmă cu un an, sindicatele din învățământul maghiar au organizat o grevă de avertisment. Dascălii cer o creștere de 45% a salariilor și un număr de 22 de ore la clasă. Ei mai vor și ca orele suplimentare să le fie plătite. În anul care s-a scurs de la primul protest, sindicatele au avut mai multe runde de negocieri cu Ministerul Educației, dar fără niciun rezultat. Guvernul plănuiește o majorare de 23%, dar nu în viitorul apropiat, ceea ce este pentru profesori inacceptabil. Sistemul educațional maghiar funcționează cu aproape 17.000 de dascăli în minus, ceilalți profesori fiind obligați să suplinească această lipsă. Libanul este în pragul dezastrului. Criza economică în care se zbate această țară din Orientul Mijlociu a dus la devalorizarea monedei naționale fără precedent. Cu o inflație de 90%, cei care mai iau lire merg la bancă pentru a cumpăra dolari, indiferent care este rata de schimb, pentru că altfel nu pot face cumpărături. Într-o încercare disperată de a stabiliza piața, Banca Centrală a Libanului a anunțat noul curs valutar, 15.000 de lire pentru un dolar. La casele de schimb, prețul plătit pentru moneda americană este mult mai mare. Din cauza inflației, nimeni nu acceptă plata cu cardul, așa că banii gheață sunt la mare căutare, în special valuta. أكيد كان عندنا أكثر شيء نبيع على البطاقة بس آخر فترة البطاقة عندنا مشكلة إحنا البنوكي ما عم تقبضنا البنوكي مصاري. Pe fondul unui blocaj politic în toamna lui 2019, Libanul a plonjat în ceea ce Banca Mondială numește cea mai gravă depresiune a timpurilor moderne. În numai 2 ani, aproape 80% din populația țării a ajuns în sărăcie. Corupția endemică din această țară face ca orice ajutor să fie ca o picătură în ocean. Organizațiile neguvernamentale atrag atenția că Libanul este în pragul unei crize umanitare de proporții. O lecție de dragoste față de animale este dată de angajații grădinii zoologice din Kiev. Cu toate că orașul suferă de pe urma bombardamentelor rusești, iar oamenii stau în frig și nu au curent electric cu orele, animalele sunt protejate cât de bine se poate. Așa că în spațiul în care se află gorila Tony, temperatura este ținută permanent la 20 de grade cu multe sacrificii. Războiul a schimbat și viața animalelor de la grădina zoologică din Kiev. Frigul amenință animalele obișnuite cu temperaturile ridicate, iar angajații parcului zoologic au fost nevoiți să ia măsuri urgente. O mare atenție a fost acordată lui Tony, un mascul gorilă care are nevoie de o temperatură de cel puțin 20 de grade în perimetrul în care trăiește. Ну, коли вимикають світло і нема опалення, необхідно щось придумувати, щоб приматам було тепло. А тепло – це не менше, ніж 20 градусів тепла. Тому установили на відділі приматів, і тут, де утримується наша горила Тоні, установили бульйони. Тому ми кожного ранку затоплюємо цей бульйон, щоб підтримувалась температура 20 і вище. Din cauza frigului, primatele au devenit mai puțin active și mănâncă din ce în ce mai puțin. O mână de ajutor pentru animalele de la Zoo Kiev a venit din partea grădinii zoologice din Berlin. Das Spendenaufkommen war innerhalb eines Jahres jetzt insgesamt für Zoo und Tierpark tatsächlich 400.000 Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Wir waren sehr überrascht, wie hilfsbereit tatsächlich die Zoofreunde auch in Berlin und Umland sind. Und wir sind ganz glücklich, dass wir das Geld jetzt in Form von Generatoren und Futter nach Kiew schicken können.
Ajutoarele vor veni la timp în condițiile în care temperaturile din Kiev ajung în timpul nopții și la minus 10 grade Celsius, iar generatoarele ucrainenilor nu pot asigura temperaturi confortabile tot timpul. Atât pentru această oră. Cu mai multe informații, vă așteptăm la telejurnalul ore 18. Rămâneți cu TVR Moldova. Eu sunt Svetlana Gore și vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă în continuare. La revedere!